A fost un meci cu o echipă foarte bună, echipa de pe locul 2. Am jucat oarecum așa cu presiune, pentru că ne duream foarte mult să ne distanțăm față de ei în campionat. O repriză, zic eu, cât de cât echilibrată, chiar dacă conduceam cu 1-0. A doua am avut 2-0 și n-am mai putut să ținem de rezultat. Per total, eu zic că a fost un rezultat echitabil și campionatul se joacă.